Suntem aici pentru a fi solidari cu o cauză pe cât de nobilă, pe atât de dureroasă, o cauză dureroasă, cauza familiei Bodnariu, Marius și Rut, tată și mamă a 5 copii, 2 fetițe și 3 băieți, care au fost smulși cu brutalitate din brațele părinților lor în mod abuziv și ilegal. Ilegal chiar din punctul de vedere al legislației norvegiene. 5 copii cu vârste cuprinse între 3 luni și 9 ani la data săvârșirii acestui abuz sunt astăzi departe de părinții lor și departe unii de alții pentru simplul motiv că una din fete a cântat la școală cântarea Mărețul Har și pentru că și-a permis să afirme, așa cum a învățat-o bunica ei și mămica ei, că Dumnezeu pedepsește păcatul. De asemenea, suntem aici solidari cu celelalte familii, cu familia Nan, familia Rădulescu, familia Avramescu și alte familii care trec prin situații asemănătoare cu familia Bodnariu. De la bun început, trebuie să spunem că nu abuzul fizic a fost motivul care a declanșat această dramă în familia Bodnariu. Nu abuzul fizic a determinat-o pe directoarea școlii să se adreseze instituției Barnevernet. Nu! Îngrijorarea directoarei a fost provocată de creștinismul exagerat, vizibil în comportamentul și în vorbele fetiței, ceea ce a condus la acuzația de îndoctrinare religioasă și la acuzația de creștinism radical care provoacă inhibiție și handicap psihic. E bine să reținem că în accepțiunea autorităților norvegiene, noi creștinii care ne trăim credința suntem calificați ca fiind niște handicapați psihic. Ei se laudă că nu-i persecuție religioasă în Norvegia. E un soi de batjocoră științifică, dar ea este și rămâne batjocoră și rămâne persecuție religioasă. Acuzația de abuz fizic a fost formulată ulterior în baza declarației fetițelor, din care a reieșit că în anumite situații au mai primit câte o palmă. Să fim bineînțeleși, nu suntem aici pentru a face apologia bătăii, a pedepsei corporale, dar nici nu trebuie să uităm cele scrise în Cartea Proverbelor lui Solomon, capitolul 29 cu 15, vizând libertatea absolută a copilului. Copilul, lăsat de capul lui, face rușine mamei sale. Noi suntem aici pentru a spune adevărul și în conformitate cu adevărul. Noi credem și afirmăm că locul copiilor este în familia în care s-au născut. Dacă în mod excepțional o familie trece prin situații de criză, ce nu se pot nici cum soluționa, conflicte, sărăcie, violență, dependență de alcool, droguri, abuzuri și altele ca acestea, ce constituie un real pericol pentru un minor, atunci statul trebuie să intervină prin organele de resort pentru interesul copilului. În cazul familiei Bodnariu, nici nu poate fi vorba de așa ceva. Uitați-vă la fotografiile familiei. Vă rog să ridicați fotografiile sus, pentru a se vedea că acești copii nu sunt abuzați, nici fizic, nici psihic. În cazul familiei Bodnariu, toate aceste argumente sunt ineficiente și neadevărate. Ei bine, unor asemenea părinți, un tată care este inginer de profesie, responsabil, cu principii de viață deosebite, o mamă care este asistentă medicală în pediatrie, care a născut 5 copii, vrednică de tot respectul. Ei bine,
unor asemenea părinți care au convingeri și principii de viață solide și sănătoase, li s-au confiscat copiii. Copiii li s-au confiscat fără o anchetă socială prealabilă, pornindu-se direct de la prezumția de vinovăție, acuzați fiind de creștinism radical, îndoctrinare, iar mai apoi de abuz fizic asupra copiilor, deși toate încercările și toate investigațiile nu au pus în evidență acest lucru. Luarea copiilor în custodia statului, plasarea lor la familii surogat, încredințarea spre adopție, toate acestea cu caracter definitiv, reprezintă soluția extremă. Până la aplicarea ei, legislația norvegiană, așa strictă cum se pretinde, are o serie întreagă de prevederi: consiliere, asistență, atenționare, avertizare, peste care s-a trecut în mod intenționat, de parcă respectivii părinți ar fi comis cele mai grave abuzuri în relația cu proprii copii. Nu suntem singurii care se miră de această decizie inumană și ilegală, emisă nu de un tribunal sub forma unei hotărâri judecătorești, ci doar de niște funcționari publici. Din punctul nostru de vedere, nu familia Bodnariu a încălcat legea, ci agenția sau instituția Barnevernet. Dacă autoritățile statului norvegian susțin că în cazul familiei Bodnariu s-a respectat legea, atunci e și mai grav. În aceste condiții avem în Europa secolului 21 un stat semnatar al Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Convențiilor ONU în acest sens, un stat care emite însă legi ce încalcă aceste drepturi pentru care a semnat. Ne referim aici la dreptul părinților de a avea o credință și convingeri religioase proprii. Vă spun doar în paranteză, ieri la noi în casă, o bunică care are două nepoțele în Norvegia a spus că de la declanșarea acestei situații cu familia Bodnariu, familia respectivă se teme să mai meargă la biserică. Și noi numim asta civilizație sau supracivilizație. Dreptul părinților de a-și crește și de a-și educa copiii în spiritul și potrivit credinței sau convingerilor proprii. Dreptul la un proces echitabil. Trebuie să facem multe paranteze, mă rezum. Dreptul la păstrarea identității etnice, culturale, religioase, etc. Ne referim aici la copiii care, potrivit legii, ar fi trebuit plasați împreună, în aceeași locație. Se știe însă că de la bun început, copiii au fost risipiți la 3 adrese diferite. Toate acestea ne provoacă o adâncă durere. De aceea suntem aici, pentru a da glas acestei dureri din inima noastră. Pentru a fi toți împreună, ecoul acelei dureri, ecoul acelui strigăt nestrigat din îndepărtata Norvegie, ecoul acelei dureri din inima acelei mame și a acelor tată, acelui tată și a celor 5 copii despărțiți acum cu atâta brutalitate și cinism. Am spus cinism nu ca un termen gratuit. Am spus cinism pentru că în repetate rânduri părinților li s-a spus de către agenții Barnevernet: copiii sunt foarte bine și nu le este dor de voi. Asta pentru a spori durerea din inima părinților. Și asta mai ales când fetițele au declarat în prezența agenților Barnevernet că în fiecare seară plâng și că le este dor de părinți. Sau când cei doi băieței mai mici întreabă la fiecare întâlnire când mergem acasă. Și noi numim asta civilizație sau supracivilizație. Suntem aici pentru a ne exprima indignarea față de o legislație abuzivă și greșită și o metodologie de aplicare a acestei legislații și mai abuzivă și mai greșită. Și nu doar față de o legislație, ci și față de un sistem în care autoritățile centrale declară că nu pot controla, că nu se pot implica, că nu pot interveni în activitatea consiliilor locale Barnevernet. Cum să nu poți interveni ca organ central care finanțează activitatea acestei organizații? Și noi numim asta civilizație sau supracivilizație. Și nu în ultimul rând,
suntem aici pentru a ne exprima indignarea pentru slaba determinare a multora dintre demnitarii noștri și față de modul de abordare al problematicii acestui caz. Ne-am săturat să auzim afirmații de genul: așa e legislația norvegiană, foarte strictă, sau avem relații excelente cu Norvegia. Nu, stimați demnitari, nu! Dumneavoastră nu sunteți chemați să scuzați o legislație abuzivă. Menirea dumneavoastră este să-i apărați pe cei ce v-au ales și pe cei care trăiesc onest, în virtutea prerogativilor pe care vi le conferă funcția, să vorbiți în favoarea lor, să criticați în forurile interne și internaționale un stat care nu își respectă angajamentele, să criticați în mod civilizat și corect ceea ce este, și dumneavoastră știți că este, incorrect. Că avem relații excelente cu Norvegia, la ce bun? Sau cu ce preț? Cu prețul sacrificării unor familii? Sau cu prețul sacrificării unor copii? La adăpostul unei asemenea legislații s-au comis de-a lungul istoriei multe atrocități. Să nu uităm de Germania anilor 1940. Acolo au murit în lagurile morții 6 milioane de evrei și alte ființe nevinovate din alte naționalități. Așa era legislația, foarte strictă. Și România avea relații excelente cu Germania acelor ani. Și tot atunci și mai departe, în anii 45-50, mureau în nordul întunecat și înghețat al Siberiei milioane de ființe nevinovate. Și asta în baza unei legislații stricte, legislația sovietică, legislația unei țări cu care România avea relații excelente. Acum 3 zile am comemorat victimele Holocaustului. De ce am repetat o pagină neagră a istoriei care să nu ne facă cinste? Domnule președinte Klaus Iohannis, domnule prim-ministru Dacian Cioloș, stimați membri ai guvernului, excelența relațiilor interstatale nu rezolvă o situație de criză și nu trebuie să constituie un paravan pentru a se comite abuzuri. Nu, domnule președinte, domnule prim-ministru, dacă dumneavoastră veți tăcea, ajutorul ne va veni din altă parte. Și cine știe dacă nu, tocmai pentru o vreme ca aceasta, ați ajuns acolo unde sunteți acum. Am citat din capitolul 4 al cărții Estera din Vechiul Testament. Așteptăm din partea aleșilor noștri mai multă implicare, mai multă determinare. Mulțumim tuturor parlamentarilor care s-au implicat cu afecțiune, cu interes și cu obiectivitate în toată complexitatea acestui caz, pentru toate demersurile întreprinse, atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, și pentru toate demersurile care urmează să se întreprindă. Le mulțumim din suflet. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Noi nu-i urâm pe norvegieni. Nu. Ruth Bodnariu este norvegiancă. Este sora noastră în Hristos. Născută într-o familie cu o veche și bogată tradiție în credință, cu principii solide și sănătoase, Ruth a venit în România anilor 90 pentru a lucra cu copiii străzii în București. Acolo l-a cunoscut pe Marius, cu care s-a căsătorit, a devenit soție și mamă, a născut 5 copii, copii frumoși, curați la suflet și curați la trup, copii bine crescuți. Vrem să ni se audă glasul, vrem ca acești copii să fie lângă părinții lor, acolo unde este locul. Acesta este interesul lor superior pe care îl au de la Dumnezeu. Vă iubim, Marius și Ruth! Și vă iubim pe voi, familii, care sunteți în aceeași situație cu ei, familia Nan, Avramescu, Rădulescu și altele. Vă iubim, dragi și scumpi copilași, pe care vă privim aici în toate aceste fotografii. Te iubim, popor norvegian! Vă iubim, agenți ai Barnevernetului! Vă iubim chiar dacă ne-ați îndurerat și ne-ați înlăcrimat pe atâția dintre noi! Vă iubim și pentru că vă iubim, credincioși adevărului în dragoste, trebuie să vă spunem că e urât ceea ce faceți, e îngrozitor, e o crimă. Oaia este mută atunci când simte cuțitul ce o înjunghie, dar beha e prelung, ziua și noaptea, beha e jalnic atunci când îi se ia mielul de lângă ea. În cazul nostru, 5 miei, 5 mielușei,
Un prunc doar de 3 luni și alții până în 10 ani au fost smulși cu brutalitate și fără niciun motiv din brațele unei mame și ale unui tată iubitor. Agenți ai Barnevernetului, vă iubim și vă cerem să aduceți înapoi urgent copiii lângă părinții lor. Acesta este dreptul lor fundamental pe care îl au de la Dumnezeu și pe care voi n-aveți dreptul să-l încălcați. Cerem autorităților norvegiene să se implice și să nu mai afirme că nu au autoritatea și competența pentru a controla și interveni în activitatea consiliilor locale Barnevernet, în privința familiei Bodnariu și în celelalte cazuri pe care le-am menționat. Dacă Norvegia chiar pretinde că este un stat civilizat, asta trebuie să se vadă nu în parade homosexuale pentru copii, nu! Asta trebuie să se vadă, mai ales acum când încep să iasă la lumină tot mai multe abuzuri săvârșite în numele interesului superior al copilului. Dumnezeu să cerceteze și să binecuvinteze Norvegia. Dumnezeu să cerceteze și să binecuvinteze România. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga familie Bodnariu și celelalte familii. Vrem să ne audă și să știe că au în ceruri un Dumnezeu atotputernic și pe pământ milioane de inimi care le împărtășesc durerea. Mulțumiri din suflet Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române pentru poziția și susținerea exprimată. De asemenea, mulțumiri Episcopiei Ortodoxe a Bisericilor din Nordul Europei. Mulțumiri adresăm tuturor posturilor de radio și televiziune care au transmis informații corecte, obiective, în emisiuni speciale sau în cadrul programelor de știri. Mulțumiri tuturor cotidienelor, tuturor ziariștilor care prin articole publicate au susținut acest demers. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. E regretabil însă faptul că într-o astfel de situație există prea mulți lideri de opinie, încă destul de mulți, lideri de opinie, ziariști, analiști, comentatori, care au transformat durerea acestei familii, durerea adâncă a acestei familii, într-o platformă pentru polemici și acuzații nejustificate. Zicem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și să nu le țină în seamă păcatul acesta. Cu credința în biruința deplină, în lupta pentru care ne-am unit astăzi și cu care suntem aici împreună, cu credință în această biruință deplină, să spunem din toată inima: Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Vă mulțumesc!